Ambiția jucătorilor, combinată cu aportul publicului din sala polivalentă, au dus la victoria echipei masculine de basket SCMU Craiova la debutul absolut în cupele europene. Jucătorii pregătiți de Andel Comandici s-au autodepășit și au învins formația bulgară Levski Sofia în Liga Balcanică, scor 73-71, în fața celor 3.000 de suporteri pătimași care au plătit chiar dublu față de meciurile din campionat pentru a avea acces în sală. Atmosfera a fost una incendiară, iar la finalul partidei Bogdan Popescu, unul dintre cei mai buni jucători ai Craiovei în meciul cu bulgarii, s-a declarat entuziasmat de rezultatul obținut, dar a spus că mai sunt unele lucruri de pus la punct în jocul echipei. SCMU Craiova va disputa următorul meci tot pe teren propriu duminică de la ora 20 împotriva formației CSM Oradea în Liga Națională.